Bună și bine te-am găsit la acest tutorial despre fotografia dentară. De ce am ales să fac acest tutorial? Pentru că m-am confruntat de multe ori cu întrebarea cum să fac fotografie în cabinetul de medicină dentară. Bineînțeles, fotografia dentară este un proces care necesită timp să-l implementăm. Din acest motiv, poate să ne dea anumite bătăi de cap. Rolul acestui tutorial este să vină cu niște soluții practice și simple ca să ne ajute să facem cât mai ușor și în final să putem să beneficiem de resursele și informațiile care ne dă fotografia dentară. Încă de mic, când am început să fac orice în viața mea, să introduc un nou proces, mi-am pus întrebarea de ce să fac acest lucru. Și pun și acum întrebarea de ce fac fotografie dentară. Pentru mine fotografia dentară a însemnat un element sau o etapă foarte importantă în a mă dezvolta, în a înțelege de fapt ce se întâmplă în cabinetul de medicină dentară și ce se întâmplă cu pacienții mei. Acest tutorial te va învăța pe scurt și practic cum să îți pregătești aparatul de fotografiat, cum să pregătești pacientul pentru această sesiune și cum să-ți pregătești accesoriile. Apoi, în partea a doua, îți voi prezenta cum se vor face fotografiile atât de portret cât și intraoral. Înainte de acest lucru, consider că este important să știm câteva informații pe scurt despre aparatul de fotografiat și cum îl folosim. Aparatul de fotografiat care folosim în cabinetul de medicină dentară este din categoria DSLR. Un aparat care poate fi mai scump sau mai ieftin în funcție de cât de performant e. Un element important care îl conține acest aparat este senzorul, care poate fi mai mic sau mai mare. Cel mare, în general, se folosește ca fiind aparat cu senzor full frame. Fără să intru prea mult în detalii tehnice, corpul aparatului poate să fie cu un senzor cropped, adică mai mic, sau un senzor full, adică la fel de mare ca și al aparatelor clasice pe film, convenționale. Bineînțeles, varianta a doua este mult mai costisitoare. Sugestia mea este să începi cu un senzor cropped, atât din considerări financiare, dar și prin calitatea suficientă pe care o dă pentru ce avem noi nevoie. Pe piață sunt două tipuri de aparate care sunt cele mai utilizate, Nikon, respectiv Canon. Eu personal folosesc un aparat Nikon de 7100 și toate fotografiile care le-ai văzut pe Facebook sau pe Instagram sau în prezentările mele sunt făcute cu acest aparat. Al doilea element important este obiectivul sau lentila, care este important să fie una macro. Aici disputa pe piață este, sau disputa, discuția este să fie un obiectiv de 100, 105 sau de alt număr. Ce înseamnă aceste cifre de obiectiv sunt de fapt, între ghilimele, zoom-ul obiectivului. Bineînțeles să nu spui nimănui că am spus acest lucru pentru că nu este impropriu. Fotografii sigur vor fi foarte supărați pe mine. Eu folosesc personal obiectivul de 60 de mm pentru că este mult mai ușor de utilizat, este mai ușor, mă pot apropia mult mai mult de pacient și îmi permite să fac o fotografie de multe ori cea intraorală șezând pe scaun. De asemenea, pot să folosesc atât pentru fotografia intraorală cât și pentru fotografia de portret. Și recomand cu încredere acest obiectiv pentru că îl folosesc de mai bine de 6 ani. Un alt element important este lumina sau blitzul, care este din nou aproape indispensabil. De ce? Pentru că în cavitatea orală este întuneric și ne avem nevoie de lumină. Și ca să putem vedea foarte bine elementele din cavitatea orală, este important să avem suficientă lumină. Sunt două tipuri de blitzuri care se folosesc în fotografia dentară. Este blitzul circular, care are formă, bineînțeles, de cerc, și blitzul twin flash, care este un blitz cu două lumini laterale. Poate te întreb care e mai bun, cel circular sau cel twin. Amândouă sunt bune, doar că efectele pe care le obții cu un blitz și cu celălalt blitz sunt total diferite. Dacă ești la început, dacă nu vrei să folosești fotografia pentru prezentări, pentru articole, dacă nu vrei neapărat o fotografie foarte artistică, un blitz circular te poate ajuta să obții ceea ce ai nevoie. Adică să obții fotografie medicală valoroasă pentru tine și pacientul tău.
Dacă vrei puțin mai mult, adică vrei să te joci puțin cu lumina, vrei să obții anumite efecte pe structurile dentare, vrei să obții culoarea pentru tehnician dentar mult mai ușor, atunci un blitz twin sau cu două lumini laterale este mult mai bun. Deci suntem pregătiți pentru a face fotografia, pentru că avem aparat, avem lentilă și avem blitz. În cabinet sunt două tipuri de fotografie. Este fotografia de portret, care ne dă informații despre aspectul facial al pacientului, și fotografia intraorală, care ne dă informații despre ce se află în cavitatea orală, bineînțeles. De obicei încep cu fotografia de portret, pentru că pacientul vine și înainte să-l șifonez eu cu accesoriile mele, cu anestezie, îl captez așa cum vine el prima dată la cabinet. Pentru această fotografie folosesc două blitzuri laterale cu două umbreluțe. Un setup simplu, ușor de folosit, care mă ajută să obțin fotografiile de portret foarte ușor. Pentru aceasta îmi pregătesc aparatul de fotografiat și ca și setări pun un F11, un timp de expunere 1x200, un ISO de 400 și un white balance pe flash. Pornesc luminile, pornesc aparatul, văd să am baterii în aparat, cardul să fie introdus, apoi urmează să mă pregătesc eu și pacientul. Ca să fie cât mai simplu, mi-am trasat în locul unde fac fotografiile de portret două linii, o linie pentru pacient și o linie pentru medic, ca să păstrez de fiecare dată aceeași distanță. Apoi luminile sunt plasate în același loc, una o lumină în dreapta și o lumină în stânga, sau blitzurile, plasate la 45 de grade față de pacient și lumina principală să fie în dreptul feței, respectiv în dreptul zâmbetului, pentru a avea o față bine luminată și un zâmbet bine luminat. Cu acest setup simplu putem să obținem fotografii medicale, dar și fotografii care să fie folosite pentru prezentări, pentru site, pentru marketizare. Ca regulă de bază, aparatul este important să fie la nivelul ochilor pacientului și poate vine întrebarea, bun, dar dacă pacientul este mai înalt ca mine, ce fac? Pentru a îndepărta această problemă, fotografiez cu ajutorul unui trepied. Prin acest mod pot să reglez aparatul indiferent de înălțimea pacientului și a operatorului. La fotografia de portret fac 6 fotografii. 4 din urmă frontală, una cu pacientul cu buzele apropiate. Important ca părul să fie dat pe spate și să se vadă toate reperele faciale. O fotografie cu buzele întredeschise, în repaus pentru a se vedea marginile incizale ale incisivilor central. O fotografie în zâmbet, tot din urmă frontală. Și o fotografie în zâmbet forțat, tot din urmă frontală. Încă două fotografii, una din profil cu buzele apropiate și una din semiprofil în zâmbet. Practic, cu aceste 6 fotografii pot să încep o analiză estetică de bază și pot să fac o analiză facială pentru ce are nevoie în cabinet. Bineînțeles, în momentul în care comunic cu ortodontul, el e posibil să înceară și alte fotografii, dar acestea le facem în funcție de caz și de comunicarea cu ortodontul. Bun, am făcut fotografiile de portret, mă duc cu pacientul în cabinet și acum mă pregătesc pentru fotografiile intraorale. Fotografiile de portret nu durează mai mult de un minut. Trebuie să fie foarte rapide dacă ne-am făcut protocolul foarte clar. La fotografia intraorală, aici undeva între 5 și 7 minute. Nu durează mai mult. Ca să avem acest timp scurt, pentru că mi-aduc aminte, în trecut durea și 15 minute să fac un pachet de fotografii, foarte important să avem un protocol bine pus la punct. Adică ce să știe asistenta ceea ce face, medicul ce face și totul să fie bine stabilit. Aici avem 10 fotografii și le fac de fiecare dată în aceeași ordine pentru a avea o viteză mare de realizare. La început, ca să-mi fie mult mai ușor, când făceam aceste fotografii, aveam lângă mine un photochart, adică o schemă cu fotografiile necesare care trebuie să le fac, plus setările aparatului de fotografiat. În acest mod și colegii mei poate să fotografieze urmând același protocol. Când încep, prima dată mă concentrez pe aparat. Iau aparatul de fotografiat, verific dacă am cardul interior și aici din nou un sfat. Dacă sunteți mai mulți colegi în cabinet,
fiecare coleg să aibă cardul lui. Ca să fie ușor de cunoscut, îți treci numele pe el. Apoi verifici dacă ai baterie, dacă brițele ți sunt încărcate și dacă brițele sunt pornite. Urmează să pregătim accesoriile. Asistenta pregătește toate accesoriile pentru fotografia intraorală. Și aici, ca să fie foarte ușor de făcut, am ales mai multe tipuri de depărtătoare pentru a putea depărta ușor părțile moi și a putea face fotografie în mod direct. De aceea folosesc trei tipuri de depărtătoare, un contrastor pentru fotografia cu contrastorul, bineînțeles, și o oglindă pentru fotografiile arcadelor. Și le vom lua pe rând. Fac 10 fotografii intraorale de bază. Primele două sunt făcute din aceeași poziție. Asistenta depărtează buzele cu depărtătoarele unimanuale. Aparatul este plasat pe planul feței și fac fotografia din normă frontală. Mă plasez, fac prima fotografie, rog pacientul să deschidă ușor și fac a doua fotografie. Apoi, cu aceeași depărtătoare, folosesc contrastorul pentru fotografia arcadei maxilare. Asistenta este atentă să ridice buza suficient de mult să se vadă dinții maxilari, bineînțeles, cât și gingile. Fac o fotografie din față, una din dreapta și una din stânga. Deci până acum am deja făcute 5 fotografii. Următoarea fotografie în care folosesc aceleași două depărtătoare și contrastorul, dar în acest caz voi folosi mânerul contrastorului și îl voi introduce între obraz și cele două arcade. Poziția aparatului este din normă laterală, cu pacientul în intercursare maximă. În această fotografie voi vedea foarte bine rapoartele de overbite și overjet a pacientului. Mai am de făcut încă 4 fotografii. 2 fotografii cu rapoartele intermaxilare, dar din normă laterală. Pentru a vedea cât mai bine rapoartele intermaxilare, ce mă încurcă de fapt în fotografie sunt obrajii. Am 2 opțiuni, ori fotografiez într-o oglindă laterală sau depărtez suficient de mult obrajii. Am preferat să aleg varianta cu depărtătoarele speciale pentru a îndepărta obrajii în această zonă, pentru a putea face fotografia în mod direct. Un depărtător îl țin eu și un depărtător îl ține asistenta. De ce fac acest lucru? Pentru a putea depărta suficient de mult și a vedea rapoartele intermaxilare din normă laterală. Fac fotografia direct, prima dată pe dreapta și apoi pe stânga. Ultimele 2 fotografii care sunt, din punctul meu de vedere și numai al meu și al colegilor mei cu care m-am întâlnit, cele mai grele fotografii. Arcada maxilară și mandibulară în oglindă. Să începem cu arcada maxilară. Medicul stă în spate, pacientul stă plasat capul în extensie și asistenta stă în față. Asistenta va ține depărtătorul, iar medicul ține oglinda. Ca să am o perspectivă cât mai bună pentru această fotografie, pacientul va deschide maxim gura. Eu voi plasa oglinda cât mai mult pe arcada mandibulară, iar asistenta cu cealaltă mână va usca oglinda să nu se aburească. În general, dacă toate aceste elemente sunt respectate, fotografia se face destul de ușor. Pentru arcada mandibulară, poziția medicului cu asistenta se schimbă, deci asistenta va sta în spate, medicul va sta în față. Pacientul este rugat să ridice limba pe cerul gurii, cu oglinda plasată la baza limbii, este împinsă ușor, medicul va sta în față, pacientul deschide larg gura și, din nou, asistenta suflă aer să nu se aburească oglinda, din nou facem fotografia relativ ușor. Ca și ergonomie, recomand ca la orice fotografie făcută intraoral, dacă după 2-3 încercări nu reușim, să o lăsăm, să o notăm, iar la următoarea ședință a pacientului să rugăm pacientul să ne lase să mai facem încă una, două, trei fotografii, cele care nu ne-au reușit în prima ședință. De ce? Pentru a nu crea un disconfort pacientului și a crea o stare de fobie cu privire la fotografiile dentare. În acest mod ne-am făcut tot pachetul de fotografii și în final vom avea 16 fotografii. Le descărcăm pe calculator, scriem numele pacientului într-un folder și în final îmi doresc să am pe calculator doar acele 16 fotografii inițiale.
Dacă avem fotografii care nu ne-au reușit, preferabil să le ștergem, că altfel vom avea calculatorul plin de imagini nefolositoare. Să recapitulăm ce am văzut în acest tutorial. Practic avem nevoie de un aparat de fotografiat cu un obiectiv și un blitz și accesoriile, care din punctul meu de vedere sunt cele decisive care ne ajută să facem fotografia mult mai ușor. Ca și ordine, prima dată începem cu fotografia de portret, apoi facem fotografiile intraorale. Dacă la început o să faceți să pară foarte greu, este un proces firesc. Este normal să nu iasă fotografiile de la început, dar este foarte important să facem cât mai multe fotografii și să facem, pentru că așa cum la început nu făceam radiografii, dar ulterior ne-am dat seama că ne ajută foarte mult ca să ne dăm seama despre pacient, la fel și fotografiile, dacă la început nu au sens, cu timpul o să vedem cât de multe informații putem să captăm de la pacient, pentru că avem puterea în acest mod să luăm pacientul cu noi și să avem un pacient virtual, un pacient pe care să-l putem vedea, analiza oricând și să ne aducem aminte în momentele când pacientul se va întoarce poate cu o anumită problemă, să ne putem reîntoarce la situația cu care a venit pacientul și am observat din activitatea practică că am evoluat foarte mult pentru că am învățat din propriile mele greșeli. Dacă ai dori să afli și mai multe informații despre cum se face fotografii, te invit la cursul Focus, care este un curs focusat pe fotografia intraorală și de portret, dar cu atât mai mult cum putem analiza fotografia dentară și cum să o putem folosi pentru a putea comunica cu colegii noștri, cu tehnicianul dentar și inclusiv cu pacientul. Eu sunt Dan Lazar și Focus pe fotografie.